Consiliul Județean Hunedoara a donat școlii speciale IG Duca din Petroșani un microbus școlar pentru transportul elevilor. Achiziția a fost aprobată în mandatul încheiat de fosta echipă a Consiliului Județean Hunedoara. Consiliul Județean Hunedoara a mai donat un microbus școlar și anul trecut tot copiilor cu nevoi speciale de la Liceul Dimitrie Leonida Petroșani. Beneficiarii microbuzului oferit de către Consiliul Județean sunt copiii cu nevoi speciale din toată Valea Jiului. Costel Avram, administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara, a declarat. În primul rând, vreau să mulțumesc consilierilor din vechiul legislativ pentru faptul că au aprobat această investiție. Vreau să mulțumesc consilierilor județeni din actuala legislatură pentru faptul că au aprobat să dăm acest microbuz celor copiilor cu nevoi speciale de la școala Igheduca din Petroșani. Dacă anul trecut dădeam un microbuz nou pentru copiii de la Liceul Dimitrie Leonida din Petroșani, tot cu nevoi speciale, Consiliul Județean nu a putut sta nepăsător și am dat și anul acesta copiilor cu nevoi speciale de la Igheduca, datorită faptului că acești copii sunt din toată Valea Jiului. Și cu ocazia aceasta, chiar dacă la ora când vorbim nu se face școală, dar cred că vor veni vremurile în care copiii vor veni din nou la școală, iar acești copii cu nevoi speciale vor avea o mașină foarte bună care îi pot aduce la școală. Doresc să mulțumesc conducerii Consiliului Județean pentru acordarea acestui microbuz pentru elevii școlii noastre de la învățământul special. Un număr de aproximativ 60 de elevi vor beneficia de acest microbuz, întrucât actualul microbuz pe care îl are școala este unul care are o vechime de aproape 12 ani și un număr mare de kilometri. Prin acest microbuz putem asigura transportul elevilor noștri, începând de la Petrila până la Lupeni, în condiții de siguranță, și acesta este un lucru foarte important pentru noi și mulțumim încă o dată Consiliul Județean pentru sprijinul acordat.